Go? Da. Oh. Bună seara, băieți. Salut. Salutare. Salut. Salut. Salutare. Salut. Acesta este Nicu. Gheorghe Lușan. Și Pavel. Dă o mână caldă, ei. Ia ca așa. Pavel. Pavel Olari. Da, Olari. Bine, trebuie să aplaudăm? Da, trebuie să aplaudăm. Au, ok, gata. Bine ați venit la Fără Cultură. Ce, ai privit Avatar? Am privit. Și cum? Tot așa ca primul. Tot așa de rău ca primul? Tot așa de rău ca primul. Au fost niște efecte frumoase. Asta cum te duci și la acvarium. Așa, apă albastră, niște pești. Dar în esență, fără scenariu. Un scenariu parcă l-a scris un... Nici un chat GPI, mă, tip, nu puteți scrie așa chat scenariu. Tu n-ai fost și nici Pașa n-a fost, da? Nu, no, eu pur și simplu l-a să ascult azi despre și Avatar. Ei, să economisești niște bani. Păi, dar el merge 3 ore, așa-i? Da, 3 ore și 20. Da. Lasă-l pe ei. James Cameron spune că nu vă faceți griji, cei care se duc la Avatar, puteți să ieșiți la baie de câte ori vreți, cei care aveau probleme cu filmul, faptul că filmul e lung. Oricum, oricum o să veniți a doua oară să-l priviți încă o dată. Yeah. Zic, aha. Nu, eu nici la trilea n-o să mă duc. No, Pașa ne-a spus o condiție, da, să fiu foarte sincer, așa? Da, hai, hai eu să vă spun cum am văzut primul Avatar, da. Pentru că înainte de mă duce la doilea, eu am văzut exact cu zi înainte. Ah, da, primul. Apropo, stai, eu... Tu a arătat la cinematograf primul? Stai, da, și la cinematograf. Eu am uitat să zic, noi avem azi invitat Gheorghe Gușan, care e actor și nu știu ce mai face. Mai când... El s-a filmat în Avatar. El de asta s-a dus să o privească. În primul era un căluț de mare acolo interesant, eu eram. Eu știam că te cunosc de undeva. Deci, eu cu zi înainte de a merge la doilea, m-am privit primul. Primul l-am privit sub un chexic. Eu sincer. Stai, n-am înțeles. Dar cu ce era chexul? Cu chestii. Cu vișină sau cu ciocolată? Nu, avea și vișină și ciocolată, dar mă avea și altceva. Aha. Și a fost destul de interesant. A doua zi, sub... Ai avut adhadnea. Nu. De asta nu am mers așa bine film. Dacă ceva este Gheorghe. Sub chexul. Sub chexul. Gheorghe sub chexul. Eu cred că mai degrabă este Gheorghe sub chexul. Nu, asta e a doua zi. Asta e a doua zi, ok, da. Deja. Da, noi avem trei variante apropo de desfășurare a filmului Avatar. Trei variante de Gheorghe. Da. Noi facem asta, o să devină o tradiție, fiecare oaspe o să fie desenat. Da. Nu, deci impact vizual eu am avut crutoi. Doar că fix asta în contrast. Dar pe primit filmul sau nu? Da, da, cunoști. Da, scenariul... Te plictisit? N-aș spune, pentru că... Care emoții ți-o trezit? Eu cred că am avut bun, pentru că e 3D, destul de aproape. Ieșai din ecran, apropo. A? Ieșai din ecran. Eu ieșam din ecran. La primul, da, de la fel. Sau tu intrai în ecran, știi? Că pațanul 3D, știi? S-a dus la 3D el. Da, pentru că ai impact vizual tare curtoi, dar nu-ți ajunge consistență în scenariu. Și de la asta ieși un pic dezamăgit. Vezi, spui și apropo. Întrebare, Pavel. Asta e prima întrebare care am avut-o când am ieșit la film. Da, film? Da, pe bune, pentru că... Nu, stai, dar cine câștigă până la urmă? Unde, sigur că avatarii. Avatarii? Sau cum îi spun, sineașii. Da, nu știu, nu-i dezvoltat. Și e ca tu, dacă ieși după film și te întrebi despre ei, îți iei o leac de timp. Și posibil că nu-ți dai un răspuns. Știi că filmul ăsta s-a filmat 12 ani. Pentru că leacă e nicio. A? Cum? Nu, nu-i vajna. Catare, mie mi se pare că una din temele principale și în primul și în doilea, asta e un fel de environment. Că și cum mediu, respectăm natura, natura luptă înapoi, într-un fel, oamenii abuzează natura și cam tema asta și s-a arătat. Acolo este o scenă unde ei cu harpunurile vânează baleni, tipa baleni. Nu, și... asta... Da, asta legat și de... Eu așteptam, pur și simplu, nu știu, cu totul altă dezvoltare în a doilea film. Mm-hmm. Pentru că tema de mediu e și prima. Și primul, și da. Și cumva e chestie lineară. Arde pădure. Bun, o chestie, nu știu, contextuală. Dar în primul și... tot arzi pădure, nu? Da. Și s-o a doilea... pădure. S-o arzi pădure. Da, da, da. Ok. Contextualul a fost interesant pentru că acolo este o chestie de migrare.
și în contextul de ce se întâmplă cu Ucraina, mm. tipa, cineva a făcut legături. Eu nu cred că Cameron a prezis asta, dar o leacă te, te faci să te gândești. Scenariul eu sigur că ei l-aveau de mult, adică înainte că... Cum am spus în primele 3 zile, a făcut un scenariu și zic, scenariul, scenariul l-aveam. Și m-a filmat în sub apă 12 ani. Pațanii. Păcat. Nu, părere mea că ce Cameron a făcut, făcut oare și pe bun de la Terminator 2 încoace? Titanic? Păi e ca Avatar 2 e un fel de Titanic, de fapt. Mm. Numai că avatarizat. Dar că acolo tot e un fel de o corabie să neacă la un moment dat. Fix aceea scenă care, care cu Jack și da. Rose. Este, este scenă și care e tipa. Știi care e. Ți-mi minte când ei stau la marginea vaporului? La perilă. Păi nu știu, apropo, nu știu dacă să mă duc. Nu te-am convins. No, Alex, noi ne ducem? Da, da. De-am la întâi. Ora 2, ora 3. Da. Stai, dar din te-ai luat chex, apropo, că mai interesant. Oi, ca un mai interesant. Ai cineva, ai vreun bucătar, adică avem care... Avem prieteni, pentru că prietenie este foarte importantă în viață. Și cineva gătește la voi în familie, da? Mama. Bunica. Da. Ce moravuri și ce vremuri. Nu, da, discuția asta cred că... O să fie tăiată? Numai și s-a început, apropo. Ce ziceai tu de acolo? Golden Globes? A fost ceremonia Golden Globes. Mi se pare că cel mai bun film a anului era Everything, Everywhere, All at Once. Super. Am eu tot. L-ați văzut, da? Da, l-am văzut. A plăcut? Excelent. L-am văzut. Da, e... Băi, dar așa de straniu, apropo, eu țin minte că eu așteptam așa de mult filmul ăsta, vrem așa de tare să-l privesc, din cauza, nu știu, efectelor, era tare interesant, adică cum e tot asta construit, știi? Mm-hmm. Băi, dar sincer asta spun, eu știi, m-am uitat la filmul ăsta, și parcă am vrut ceva, parcă mai mult de la dâns, parcă m-am așteptat și mai mult, știi? Dar ne-a plăcut oricum. Dar am rămas oricum ca așa o senzație de parcă... Parcă am avut așteptări prea mari, știi? Da, nu, știu, nu știu cum îl voi apropo vă. Eu n-am avut așteptări. Problema că, da, eu n-am avut așteptări. Eu nici nu știam de dânsul că el trebuie să apară. Da, eu și-o de tare o așteptam. Posterul era frumos. Asta tot m-a tras atenția. Știi cum, eu mă sperie hype-ul. Adică când Avengers a devenit popular, I was like, it must be shit. And it mostly was. Și aici tot așa, oh, cel mai bun film anul. Adică, is it? Nu, el nu e cel mai bun film anul. Nu, pentru mine e. Pentru mine e. Serios? Da. Și vopșe, normal anul. Editing-ul, pacing-ul, umorul. Acting-ul. Cine crede că asta, cum cheamă, să Curtis... care e din Halloween. Cine știe, crede că-s gripsura e ca să joacă așa de bine, știi? Da, și o să ia care? Golden Globe? Care pentru e, supporting role? Cancelara asta, știi? Care da, cu Mandy Hot Dog. Ah, da. Da, da, da. Dar stai, asta e actrisa asta, unde mai jucate? În Halloween. Ah, în Halloween. Mai jucat în film. Tu ai privit filmul ăsta? Tu s-a așa tis la noi parcă. Nu, eu pe-am spus că nu am văzut. Dar știi despre ce crei în genul, nu? Hai să descrie-l în cuvinte. Filmul ăsta. Mai scurt, tot e ceva cu ăsta, cu diferite universuri. Cu chestia, voi, am vă spun cu chestia. Despre coreeni, căroci, care îți duc în diferite universuri. Chinezi, imigranți. Despre imigranți în diferite universuri. Nu, am văzut trailerul. Da. Înseamnă că e recomandat, da? Da, da, da. Da, adică ești uit într-o soră. E bunșor. Ăsta poți și fără chex să-l privești. Dar mai gine cu... Chexul inclus, nu, nu, acolo și eu, dar... Nu. Golden Globes. Golden Globes a luat și Banshees of Inisherin. Nu știu dacă ați văzut In Bruges. Și asta. Ați văzut filmul In Bruges? Da, eu l-am văzut. Was okay. E un film despre doi killeri care se stai, gata, stai. Dar peste e foarte vechi. Da, dar e versiunea asta care a câștigat am o Golden Globes, e filmată în Irlanda, după cât s-a acolo, vreo 12-13 ani. Ești acela unde se filma asta, Colin Farrell, mă tine da, 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 da. Apoi Colin Farrell și cu Glendon Gleeson, sau cum o cheamă. A, și amu, ești un film, apropo, tu-s gândul și doi. Despre ceva și ești doi care unul era supărat pe altul, da? Da, da, da. Am privit filmul ăsta. Și este nou l-ai privit? Apoi este nou l-am privit. Și așa l-ai privit tot. Dar despre asta tu grea, mă? Da, 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 da. Bună ziua! Pagă la aer, la fără cultură. Băi, ia multe, ce are bunelul aici? Ia uite. Ulea cât de... Cine vrea, ulea cât de... Ei erau supărați de atât când aveau sticlă sub masă, da? Băi... N-ai văzut filmul? Băi, am văzut jumătate filmul. Ah, am înțeles.
Nu, apă, ascult, dar nici cauza era supărat până la urmă. El, foarte banal de exemplu, el a spus că, uite, eu cânt la vioară. Eu nu vorb, tu erai prieten, nu ești mai bun. Acolo eu am ajuns când el zice asta. Dar pe asta așa explicația, da. Deci, ideea care, ca să-ți explic ție, ca să fim toți la peșeași pagină. Doi prieteni care trăiesc pe o insulă în Irlanda. Okay. Destul de detașat, de, adică un sătuc micuț, ca și cum un sătuc micuț din Moldova. Eu camera asta sătai, dacă... Și la un moment dat unul începe să nu vorbească cu altul, prieten care s-a știut 15 ani de zile. Și un moment este, băi, vorbește cu mine. Și nu, 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 lasă că eu nu vorbesc cu tine. Și zice, de ce? Și zice, uite, e că eu cânt la vioară. Și zice, e că adică nu vorbesc cu tine, eu am compus o piesă. Și eu cred că e mai productiv să nu vorbesc cu tine decât să vorbesc cu tine. Și de asta tu ești tare boring și respectiv eu am decis nu mai interacționez cu tine. El mă tin că eu săjălui pe dânsul, el nu pur și simplu boring, el e tupărâlă. Și tupărâlă, și boring, și are o măgară. Destul de crută, destul de actual. Dar nu-i nerajele de Colin Farrell. Nu, clar, Colin Farrell, el în general are sprâncenii care îți faci ții jele. Cam ca la Gheorghe, apropo. Mă, că nu sunt ochii cam spre mari. Blin, sorry. Ai ochi frumoși, apropo. Mulțumesc. Da, e Dan Pitos, mulțumesc că e la podcast. Tu mai stai, apropo? Nu, dacă mai spuneți două filme pe care nu le știu, vă las. Hai. Este un film care ți-a plăcut, care te-a impresionat pe tine foarte mult. Care primul care îți vine în minte. Lobster. Lobster? O, tot Colin Farrell. Da, da. Dar un film normal, ai privit vreodată? Nu, dar sunt apucături de astea în care pur și simplu vrei... Fast and Furious 3, de exemplu. Tokyo Drift, come on. Nu mai uitat. Și n-ai privit? Da, este oribile, da, da, da. Tu Fast Furious. Știu că era un cântic de acolo care era tare popular. Annoying. Nu, băi, ăsta de net respect. Lobster te-a impresionat. Da. Și în care film te-a mai impresionat? Și Muș Tarkovski. Așa v-am spus. Nu, nu, nu. И Нарита, что я тебе? А? Ну, что ты принтает, да, ксенчар? Я врёв слов... А? Это такие раша де факта? Посибил. Că eu vreau să-l văd în codată pentru Colossus. Să-l detectezi de stic și să-l nu, deși pentru Colossus, da, tu poți să iei o variantă și două, croști. Am avut și discutat după, cu omul care l-am văzut după asta. Dar cu cine tu ai privit filmul ăsta? De care e omul ăsta care tu vezi? Uuuu, băi, am înțeles. Care e tema de parte? Hai, te rog, mă zic așa, să înceapă. Și Avatar 2. Golden Globe. Avatar 2, cred tot, nu, cu iubita ai privit. Tot? Bun, ladă, hai. Pinocchio. Pinocchio e super. Băi, n-am privit apropo încă Pinocchio. Eu l-am văzut. Eu m-am plictisit. Mie mi-a plăcut foarte, foarte. Care de privit? Este ala care cu... De la Disney sau la Guillermo del Toro? La Disney, desigur. Și-o înșaltă. Cu exemplu, uite întâi la Disney, că știi să strici la dispoziție, după să spari și mai bine. Dar vreau să-l privit, trebuie să găsesc. Acolo Christopher Waltz joacă, Obi-Wan Kenobi... Și? Ewan McGregor. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Animația e top. Mi-a plăcut foarte mult, tratează teme foarte mature. Este Mussolini, de ce să nu te uiți, știi? Băgatul e Mussolini, în Pinocchio. Ok, bun. Și crește din asta? A, pe cine o privit până la urmă asta? Cine eu am început să mă uit și m-am plictisit. Ok, dar tu ai privit până la urmă? 10 din 10. Bun. Vrei să un review și vă să faci, apropo, repede sau două cuvinte să zici? Acum și un moment, stai să-mi conectez videocamera. Așa. Ну, я с кубанец ее дело фэра культура. Интерс бэйк. Это запрыгнул селфи-камер. Да. Фащим ревью. Да. Окей, бун. Ну, я лук штыга тот ла Golden Globes. Шма есть Элвис, который лад бест актор. Дека Элвис тот нам привет. Дин кауза ще я кам музыкарь три ори. А не три ори? Да, кам ашо мы тенки. Фильм форте лунг. Я вам привет. In genere, for example, he's not very acty in that. Adică s-o personajul ăsta al lui Elvis, el nu-i foarte dramatic, știi? El e destul de adnabraznic. Dar mie mi se pare că băiatul ăsta foarte bine a intrat în rol. Băiatul a jucat bine. Scenariul, again, era destul de... Mă, că el nu înseamnă de fel. E că disonanța asta. Spre exemplu, uite, și bine în Elvis, comparativ cu tot același The Last of Us, unde el îți se aruncă în ochi, de ce că e așa de diferit de original, și stă în ochii tăi, știi? Dar în Elvis, ce e fain, că băiatul ăsta nu seamănă cu Elvis de fel. Dar el, nu știu cum, cu carisma lui, compensează. Și tu te deprinzi cu dansul și după 15 minute, deci de la început eu like,
What the fuck is playing Elvis? I mean, you have to be kidding me. După asta te deprinzi și el merge foarte bine. Un film pe temă similară, dar mult mai bine executat, Walk the Line, cu Joaquin Phoenix. Mai privit, în care el Johnny Cash. Da, asta îmi privit. Mult mai bun. Da, 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 просто Walk the Line nu are fișca asta, ca de exemplu, eu când mă uit la Tom Hanks machiat în Elvis, mie ne aduce aminte de Polar Express. De, acolo și era Tom Hanks machiat în Elvis. El e caricaturizat. Da, el arată cartooniș, el nu arată serios. Nu poți să-l iei în serios. There is nothing at stake. Tom Hanks e villain în Elvis. Oh, e managerul. El arată ca din Tom and Jerry acolo. Da, da. Tom Hanks looks dumb. And Tom Hanks, de mult, după părerea mea, el de mult și-a pierdut magia de actor. Ai văzut cum american el... El în felul de film. Bezrukov. A fost recent un film unde el avea un robot acolo. Ați privit ăsta? Nu. Da, este un, da? Ладно, hai mai departe. Trebuie de terminat, apropo, discuția asta, că să știe pe domnul muș. Villain, da, mai departe și acolo. Brandon Fraser, apropo. Brandon Fraser. El s-a îngrășat în realitate, apropo, sau... Nu. Asta e pentru filmul și ala The Whale. El s-a îngrășat o leacă, dar nu chiar așa tare ca The Whale. Mai departe, pur și simplu, e lichid pe deasupra. Da. El era machiat, da? Triangle of Sadness, și nu privit. Băi, este ceva și am privit noi tăți, apropo, pentru că văd că meniu. Discuția asta dezvoltă. Meniu, nu, nici meniu, nici Triangle. Da, nici meniu n-am privit. Triangle of Sadness, mă din că numai noi doi am privit. Da, The Martian. Martian de mult, nu? De mult. Îmi pare că n-am privit. Gheorghe a privit un Lobster. Nu, în sens că deși eu ieșit în Moon ultimul an, eu am privit, cred că, numai Avatarul, real. Da. Pentru că nu... Nu știu, oricât trec pe lângă mine, toate premierele. Ну, да, clar, dar te uiți cum la Avatar, da, asta, ca și cum îți faci o concluzie pe tot filmul de anul ăsta, sunt trash. În sfârșit, un film fără oameni, știi? Mă duc. Кстати, sunt filme fără oameni. National Geographic. Ah, ok. Da. А, este, este, My Octopus Teacher, ați văzut? Nu. E așa de straniu, e un film despre un scandinav care face diving. Și el se duce și începe să comune și cu o caracatiță. Și am făcut un film din asta. Tipo, în fiecare zi se duce, caracatiță de mult cunoștie. Și la un moment dat, mie mi s-a părut amuzant, e un film destul dramatic, la un moment dat o caracatiță... Și documentar? Nu e documentar, dar tip de documentar. Tipo, un rechin mușcă caracatița și începe să o... Știi, așa, ca pe jucărie de pluș. Și ăsta se uită și zice că este prietenul meu de 300 de zile, dar... N-am cum să-l salvez, de tot asta e ordinea naturii. Și mă uit la dânsul. Ok. Da. Foarte straniu film. Numai tu ai privit, da? Da. Bineînțeles. O luat niște premii, mă tinc la Oscar sau Golden Globe. Și Oscar luat? Nu cred că Oscar. Caracatița nu cred că prine Oscar. Și tu ziceai de meniu, ai privit? Meniu am privit. Băi, dar apropo, despre ce ești cu și se termină zi deodată, că eu nu știu dacă îți privesc. Caracati? Nu, de meniu. De meniu? Da. Dar el e destul de spoiler. Acolo mănâncă pe cineva până la urmă sau nu? Nu, nu mănâncă pe nimeni. Nu mănâncă pe nimeni, e pe nimeni. Sunt alt film în care mănâncă pe alți oameni. Da, da. Dahmer. Dahmer tot a luat Golden Globe. Killerul ăsta în serie, Jeffrey Dahmer. Ah, da. A luat Golden Globe pentru Best Actor in Drama Series, mă tinc. Asta a luat... Da? Da, domnul Dahmer. Mă, ok, nice. Da. Dar Brandon Fraser, el, mai scurt, el a jucat în Mami. Nu, da, asta și este rolul lui. Asta rolul lui și dacă mai țineți minte, George of the Jungle, și el mai avea încă... Da, el nu e tot timpul îmi plășea, apropo, ca actor. El așa de... Era pozitiv. Pozitiv tot timpul, știi? Nu, dar și trist, îți vedea cum să... Că filmezi tu un George of the Jungle, asta cred că nu e... A el acolo era caciac. Și mi se pare că el a fost harassed, sexually harassed, și? De un producător de la un film, așa am înțeles eu. Și? A fost pare agresat că... sexual. Da, de ce? Pentru ce? Nu știu pentru ce. Pentru că era actor. Ok. Da. Dar la care film, apropo? Nu știu la care film. Și... și-a căzut ceva? El pur și simplu vine să l-a cuprindă, știi? Asta să-l încătesc, da? Microfonul singur se mișcă. Dar poți putea să iau cu presul. Duci pe Brandon Fraser, duci-l cu prinde. Unde la mine, bleaște, Brandon Fraser. Ладно, короче, am înțeles. Стой, стермен, идея.
El după asta a avut un fel de depresie, un fel de meltdown, pe dânsul a început să nu mai iei nici într-un rol și el a avut vreo 10 ani de pauză de la filme. Și avea depresie, a început să a dus la o fermă, nu știu unde. Și mai scurt a fost un fel de crash de asta total. Și amul cuiva i s-a făcut milă de toată istoria asta și a început să-l aducă înapoi filmul The Whale, făcut de Darren Aronofsky, care da, a făcut mult. Și Pai da, și Fountain. Apropo, el a apărut, apropo, știți cum este? El în calitate bună nu-i încă. Telesync sau și Cam Rip? Ca ceva gen Cam Rip, Telesync, da. Voi mai puteți Cam Rip, apropo? Eu Avatar primul l-am văzut în Cam Rip. 3D, da? 3D, cu ochelari 3D, să o fără. Martin s-a primit 3 sau 4 ori, m-au dat în Cam Rip. Da, Matrița, poți să te uiți în orice calitate. Acolo scenariu principal. Da, și mai scurt a făcut un fel de sad story, comeback, un fel de revine înapoi în forță Brendan Fraser, știți, filmează cu el plânge. Stai, dar pe el nu știu noi să s-o mai filmat, el era voce în serialul ăsta Doom Patrol. Știți, Zins? Înțeles, gata. Pare că nu numai vocea. Și plus la asta, a mai avut el încă niște roluri secundare. Dacă nu știu. Așa. Last of Us. Am ușor încă ceva despre și Gheorghe n-are și zici. Păi, poate mă întrebat ceva, apropo. Nu, dar eu cred că Gheorghe arată normal la cadru, adică. Super. Asta și-a important. Care era boce? Care era boce starana la tine, apropo? Asta. Asta? Da. Dar un serial care ți-a plăcut. Ce serial vrei să filmezi, apropo? Eu am văzut încă 4 seriale la viața mea. Care? Lost. Prison Break. Nu. Lost. Din Prison Break, ce am văzut? Un, nu știu, câteva serii? Unu. Rest 3. Tax. Brigada. Squid Game. Unu, da. Squid Game, ok. Scuze, uite la Squid Game și serios. Urla Avatar. Ah, Queen's Gambit. Queen's Gambit. Așa, primul sezon din Настоящий детектив, True Detective. True Detective. Care cel mai bun. Da. Sezon. Am început să mă uit la doilea și am spus că hai, eu să rămân cu impresia. Da, trei destul de nice. A treilea e ok. Da? E bun decât la doilea. A treilea e normal. Bun, dar primul totuși, primul e... Primul, da. Primul genial. Tax. Trei am numărat. Și... Eu sigur am avut ceva. Da. Cred că am uitat. Nu, pentru că eu sunt X4. Dar să vede că așa de tare m-a prins. Hai mai gândește, hai mai departe. Dacă îți aduce aminte, zi, adică întrerupi tot chestia asta. Ieri a apărut. Da, oricum noi vorbim prostii. Ieri a apărut prima serie la The Last of Us. Cine a privit? Eu am privit. O, 3 din 4, da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Nu, eu ți-am spus părerea mea. Spune. Nu, nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut, serios. Posibil din cauza și e că... Eu când m-am jucat în Last of Us, adică atunci mine asta m-a marcat, mine asta ne-a plăcut așa de tare. Și când am văzut ce a filmat ea muia, eu și Lunic, eu am spus, nu ne suport asta ca un fel de fanfic. Nu știu din ce cauză. Deci Pedro ăsta... Nu, Pedro normal. Adică el pe stătul, că Mandalorian ghinea jucat tot apoi. Dacă țineți minte. Așa, expresivitate. Așa, expresivitate. Nu știu, îți spun... El ne s-a părut străin în același timp, nu știu nici cauză, și parcă... Nu, da, el e american, cum nu. Nu, Pedro Pascal nu e american. Nu, serial. Nu, e cum american, dar mai multe țări acolo au lucrat. Moldova este? Moldova, privit, serialul. Și nu știu serialul ăsta? Eu sunt. Păi... Dar eu cu două cetățenii m-am filmat acolo. Da, ne-a părut că prima serie e greu să spui dacă îți place sau nu. Deci, în Qatar, îi spuneam lui Nicu că eu am privit săptămâna asta, în pregătire la Last of Us, m-a uitat la tot gameplay-ul. În 5 ore. Ți-i spoilerit tot. El e gândit exact pentru oamenii care nu privit. Apoi da. Și mă uit, aproape identic, destul de crut a făcut. Numai că... Da, Pedro joacă gine, dar din prima serie e greu să-ți dai seama dacă o să fie fain sau nu, pentru că ce mi-a plăcut mie din gameplay, asta e imaginile cu orașul arătau fain, adică grafica, acolo unde să arăte CGI-ul cum e făcut, acolo să poți într-adevăr să dai ca și cum un da sau nu, dacă el arată crută sau nu. Până când, adică ce am văzut a fost ok, dar asta e ca un fel de introducere. Eu, pur și simplu, și vreau să spun, mie se pare că prima serie contează totuși mult pentru că e pilot, știi? Și prima serie de obicei îți creează niște... Make it or break it, da? Nu, ceva da. De genul, da, unde tu, adică, deja îți trebuiască să ai niște așteptări și te așteaptă pe tine în tot show-ul ăsta. Și cum eu am observat, adică, e prea tare copii cam
Păi fix cam... în fix. Da, și eu nu prea înțeleg pentru cine e, până la urmă, filmat show-ul ăsta. Pentru adică... cei care nu au jucat, cred. Da, absolut. Pentru, asta și o idee, că pentru cei care nu au jucat, povestea asta poate să pară, ne se pare că mediocră, înțelegi? Pentru că prima serie e nu e așa de impresionantă, zici că... Of, Doamne, acolo s-au jucat așa de ghine ca astea să devină, nu știu mai ceva, adică The Walking Dead, știi? Adică, înțelegi ce am în vedere. Din altă parte, dacă sunt atât de multe scene din joacă, adică oricum eu avut și, nu știu, au avut un plan cumva să impresioneze și fanii jocului, știi? Și ca, că, cumva că el stă așa, știi, pe mijloc, nu știu, da, nici acolo, nici încoace, știi? Nu vezi că eu adăugat acolo vreo 15% de content nou. Mie, spre exemplu, spoiler alert, mi-a plăcut seria. Sunt niște momente care nu mi-au plăcut, dar în genere, să zicem, două treimi mi-a plăcut. Zombie is fine făcut. Chestia asta cum au adăugat clorliesă din gură, fungusul ăsta, e destul de creepy. Production-ul e tare bun. Cu bătrânica și aia la început, care e degenerat. Mie mi-a plăcut, apropo, show-ul ăsta, până când a chicat avionul ăla. Când a chicat avionul, eu am plăcut. Intro, apropo, mie mi-a plăcut intro mult mai mult decât mi-a plăcut mai târziu, decât să-mi placă mai târziu acțiunea. Eu sunt de acord. Fetița e foarte faină. Și chiar eu am senzația că a fost mult mai expresiv decât în joacă, în scena și e când... Da, da. Dar e cât ce se întâmplă în 2023, tip. Da. Apoi de masă, în același timp, eu îți spuneam și ție despre momentul ăsta. Eu nu știu de ce mă așteptam că după 20 de ani de apocalipsă cu zombie și nu știu ce, adică lumea asta trebuie și extrem de coruptă și extrem de murdară, înțelegi? Trebuie să aibă cumva un fel de nuanță, cumva o leacă trebuie să te spare, înțelegi? Dar ei așa arătau ca bămjarești. Nu, da, nu cum ca bămjarești, ca bămjarești care au câte o cutie de săpun acasă, înțelegi? Cam asta e... Deci că nici asta nu ne-a plăcut. Și retrele costau un cupon. Nici asta nu ne-a plăcut. Că e cam, știi, în Hollywood câteodată sunt în unele filme așa, că intenția asta de a, chiar dacă e post-apocalipsis, dar cumva personajele principale oricum arată așa de bine, de parcă... Parcă venit la dentist și da, știu, la obire la dinți. Imaginează-ți cum ar trebui să arate dinții lor, adică... Neavând o infrastructură în general, adică, știi, e că de la asta se pornește cetatea, știi? Dar pentru mine el nu suport așa de curățel, așa de cumințel, dar din altă parte este regimul ăsta totalitar, militarist, la dânșă, înțelegi? Fascist aproape, știi? Dar e tăți așa de curățel, adică aruncă trupuri și le ard. Da. E ochi, tipă, îți duc și cumpără cu cupoane, nu știu ce. Jeansovcă. Da, jeansovcă, știi? E ca contrastele este pentru mine sunt un pic absurde și vezi creează dilemă. Chestia asta a lucrat foarte bine în joc, unde tu nu prea îți pui multe întrebări vis-a-vis de realismul intro-ului în joc, asta basically intro-ul în joc, care nu e chiar așa de lung ca tot seria asta. Dar deja când asta merge în formă de serial, dar eu nu mi-am pus întrebările astea, de ce e că mi-am place jocul și eu l-am jucat de mai multe ori. Și pentru mine să știi cum, ok, dar în joc asta era, dar adică în joc, nu tratez ca ceva nou. În joc e o chestie interesantă, că lumea e atât de frumoasă în toată ambianța asta, dar în același timp natura. Lumea care tu întâlnești, e extrem de murdară. Adică eu, țin minte când era în joacă momentul ăsta, când tu ajungi la ceva cu ceala, Bill, da? Care, eu pur și simplu am văzut diferența cum arată Bill în show-ul ăsta și cum arată în joc. În joc, el arată așa de parcă el a stat 5 luni nespălat, mai scurt, în bomj total, știi? Dar aici cu părul... Barbarasă, frumos, cu chelie, apropo, destul de sănătoasă. Hidratată. Sens că, pățani, cum așa ceva poți și, știi? Da. Sens că astea sunt niște momente care eu nu le-am simțit și o leacă și m-o frustrat. Nu, da, e că imaginează, stă în magazin după apocalipsă și cine să iei crema de mâini. Apoi asta și ideea. Plus, evident că Ellie... Alegerea... Cel mai mare letdown pentru mine a fost. Eu sunt persoana aceea care sunt open-minded. Și eram deschis faptul că ei schimbă actrița și ea arată altfel. Dar, iertați-mă, eu n-am cumpărat-o pe Elia asta nouă. Adică, spre exemplu, același Elvis, care actorul nu seamănă de fel cu Elvis, dar cu carisma îl duce, știi? Fetița, da, vorbește cam ca Ellie în joc, dar ea arată, nu știu... Același Pedro Pascal,
el e de altă rasă decât Joel din joc. Da. Asta e alb, este mexican și mai departe. Da, dar el foarte natural, foarte natural a intrat în rol. Și mă uitam, chiar trecusem remake-ul ăsta, The Last of Us Part 1, și mă uitam cum sunt expresiile feței lui Joel, cum el trece prin duriere și mai departe, că foarte expresiv l-a făcut în joc. Pedro foarte, foarte bine joacă. Da, el e identic, el e chiar plus. Ne-a plăcut și prietena lui, Tess, care și Tess a fost refăcut în Ice, zice că era foarte generică, mai ales în prima versiune, în a doua versiune, apropo, a refăcut modelul ei și ea arată mai interesant. Dar ei nu s-a părut așa de trușnă, adică, știi, de asta femeie de ce, știi, puternică, care cu fingal sub ochi, adică, mi se că așa un... Eu cam așa ceva mă așteptam, știi, că cumva lumea asta și cu adevărat, știi, așa, nu știu, pusă la genunchi, adică... Hardcore. Da, dar pe locuri eu văd niște un păr așa de curat și care cred că miroase atât de frumos, înțelegi? Și pe de altă parte, nu știu, zombi, în sens că... Noi cadream de fiecare dată grem despre asta. Imaginați într-o lume unde sunt zombi. Vă imaginați și miros în lumea aceea, apropo? Asta e și chestia. E ca și Adrian, apropo. Până la să te prins, știi? După asta tu stai în casă și de ești aproape să ieși din duș. Și acolo zombi de sparg geamurile. Și tu zici, că muș, balzam în el pun? Da. Pentru că părul meu, el trebuie să fie crețos și sănătos. Da, da. Chestia care pe mine foarte mult m-a mirat e când el cu Tess găsește corpul acela în perete și ei nu-și primește de ce că sunt spori. Like, what? Da. Așa e? Da, straniu, în moment. I mean, primul trigger în joc era când îi găsesc, nici nu corpurile astea, dar îi găsesc găurile de unde ieșeau corpurile astea, că sunt foarte... Păi, dar tu stai alea chiar, tu și e, vrei să ieși cu tine? Să știi? Da. De acolo nu tare mult rămas. Și de data își pun rebreather-urile astea, măștile astea. Dar eu am auzit că eu decis să nu mai introduc sporii în... Da, de tăcă asta nu e credibil și dacă ar exista așa locuri cu extrem de mulți spori, posibil că lumea ar muri cu tetul în câteva luni, știi? Okay. Și cumva eu decis, cumva virusul... Deci în serialul în genere nu se fie. Da, chestia asta cu spori nu se fie. Băi, bun, gata, ajunge. Lari vdere, vă stăvați. Prima serie de gen, nu știu dacă ați mult la tine. Gheorghe, eu nu știu, tu nu ai adornit așa. Zi, repede, ce crezi pe la stăvați? Repede, hai. Două cuvinte. Recomand. Dar nu recomand. Mi-am adus aminte că am văzut... S-o străduit din greu să zic două cuvinte. Mi-am adus serialul. Am văzut primul sezon din Dark, ea că așa am văzut. Crută! Da. Nu mă, haideți să nu vrem despre Dark. Da. Nu, dar nici nu vreau. Bun, și mai avem mai departe. Ai văzut, apropo, că a fost anulat 1899? Da. Serialul de care noi am vorbit în premiera acestui frumos podcast. Da. Tocmai episodul precedent. Eu de am uitat serialul ăsta. Eu dată vorită vouă m-am uitat la prima serie, jumate din prima serie și am spus că... Da. Și nu s-a plăcut? Nu. Ei, bun. Eu sunt și foarte bari. Mandalorian 3, sezon 3, new trailer și este trailer? Da, deja este trailer. Da, trailer. N-am văzut, mai departe. Andor 2. Diego Luna nominated for the best actor. Lui Nicu îi place Andor extrem de mult. Noi de-a trecut am vorbit, pur și simplu, de-a trecut. Overs to watch solar opposites. Mi se pare că în următorul episod a acestui frumos podcast să fie doar Pavel Lulari. Unde el o să facă role-playing pentru noi toți. Băi, lui Nicu asta nu-i place, lui Mihai asta i-a plăcut. Asta, eu, cred că e parașă. Băi, o temă interesantă, apropo. Concerbi 2. Te-ți poți să-și expună părere. Normal. Da, adică, sau dacă vreți putem să ne întoarcem încă la o temă despre care Gheorghe nu știe nic. Hai la B2, hai să trecem la B2. Des, hai să începem cu tine și crezi tu despre B2. B2. Cred bine și mă bucur acest eveniment, pentru că am fost la primul concert de la Arena, Arena Moldova. Tot la B2? Nu. Și nu, la Ochi Analize. Și destul de comențel concert. Foarte, foarte bun, așa, emoțional, dar la B2 vorbeam și cu tine. Anume, show-ul lor îl aștept. Tare, tare de tot. Și interesant că e că e analiză s ucraineni, dar ești asruș. Nu știu ce ar însemna asta, adică da, ok. Nu, eu sunt leacă curios cum eu o să fie primit. Dar pe și împreună ați cânti suși? Blядь. Nu am înțeles. Mult nu s-a ținut. Eu glumesc. Eu sunt curios cum o să fie primit, inclusiv din perspectiva
contextul politic. Relativ antiputinist, nu? Nu, eu știu. Uh-huh. Dar eu sunt curios. Eu nu știu, n-am nicio prezicere, dar tot sunt curios. Dar aștept show-ul lor pentru că, nu știu, cred că e una din cele mai bune proiecte muzicale. B2, asta e o trupă. Asta e o trupă care s-a reinventat în ultimele... Ce? Nu, Nic, nu greși mai departe. Zic, B2 e o trupă care s-a reinventat în ultimele lor albume, clipuri, single-uri. Da. Adică cam din 2019, eu luat-o la 90 de grade, știi? Și ei sunt destul de dark. Adică la mine se asociază clipurile lor, ultimele cu Nobody's al lui Manson, știi? După Grittiness. Ceea ce e interesant, da. Ceea ce e interesant, mie îmi place, mie îmi plac cuvintele, mie îmi plac cât de relativ filosofic e devenit. Și eu aștept și pe mine mă bucură că ei sunt anti-putiniști. Nu, mie tare mult îmi place cum se filmează clipurile adânși și stilistica lor, direcția care o ales. Chiar nici mult scenografie. Foarte mult scenografie și investiții mari. Trebuie de furat de acolo. Idei și chestii. Nu, și se așteptau poate de... Chex poate și nu, se putea aștepta de la B2 ca să devină niște bătrânei marazmatici. Ca tot restul. Da, ca mult restul. Dar ea ca schimb de care spune Nicu, e transformat în cel mai bun mod. Ei s-au reinventat, ei într-un timp devenise foarte cringe prin 2015. Te uiți la clipurile lor de atunci, ei sunt cringe. Dar ei aveau o piesă care se numea Hipster. Posibil, în Londra, nu știu ce clipuri, da? Da, adică nu, ei... Oribil. Nu știu. Nu, a fost o perioadă de căutare, cred că. Yeah, let's call it like that. Și posibil Manele să începe cânta. Și? Ei să începe cânta Manele. Dacă în modul ăsta să schimbă. Dacă tot așa o să țină. Da. E pe 10 martie o să aibă concert. Voi ați luat bilete? Mm. Cât ați plătit pe un bilet la B2? Nu, n-am luat bilet. Nu, dar cât ați plătit? Cât din... Știu eu, vreau. Să măsurăm. Vreau 400? Vreau 400-500 de lei. 500, să merită. Ok. Leger. Da, plus show-urile lor sunt foarte faine și trebuie de ajuns economic pentru show-uri. Eu nu sunt așa mare fan. Eu nu sunt mare fan, dar ei mi-e din trupele rusești, e o trupă care pot să spun că îmi place. Ok. Dar care altă trupă rusească? Și o trupă foarte influentă în Rusia, adică în același timp. Care? Short Paris, nu știu. Da, super fain. Little Big. Highly recommend. Little Big sunt relativ buni. Pe locuri. Dar ție care trupe rusești îți mai plac? Nu știu să zic. Nu, Short Paris, poate, pe locuri. Dar, iarăși... Dar este vreo șansă ca ei să ajungă la noi vreodată? Dacă îi ducem noi, apa, sunt șansă. Dar B2 mai fost la Chișinău? Da, multe ori. Da. Nu, Short Paris, știi cum, adică eu îi admir extrem de mult pentru ce și fac ei, dar eu nu pot să ascult muzica lor mai mult de 2 minute, că cam asta e părerea mea față de... Da, nu mi-am place de acolo, dansază... Nu, la mine Spotify cu albumele mele. Dansază, au, nu știu, merg pe tancuri și mai fac acolo ei. Ceva ok, dar pentru ce chestii admiri? Nu știu, că... pentru felul cât de încăpățânață, înțelegi? Mm-hmm. Cât de curioși, înțelegi? Cât de mult vor să dezvolte nișa asta care o ales-o. Pentru că muzica oricum e destul de stranie, apropo. Asta nu e muzică mainstream, știi? Dar ei, prin felul cum ei depun eforturile și combină mai multe elemente și uite, vin cu un produs calitativ, adică asta și faci pe dânsi, adică ok, să nu fii mainstream, dar să fii de genul wow, adică uite-te și există... Asta știi cum, asta e cum ai spune că mie-mi place podul ăsta, dar nu m-aș bate construit. Adică dacă tu nu-ți place muzica lor și poți să spun numai 2 minute, cam nu contează și eforturile îi depun, dacă... Nu, dar pe eu am spus că e admir. E admir, da. Nu, eu pot să spun așa o chestie, că în sens că eu pot să recomand. Știi? Adică eu n-o să spun că... Nu, eu n-o să spun că mie nu-mi place. 2 minute foarte bine să le petreceți. Garantez 2 minute să vă placă. 2 minute cu mine și restul singur. Adică asta... Dar pot să recomand că posibil... Nu, lui Gheorghe, dacă i-a plăcut Lobster, să-i plac Short Paris. Eu ascult. Nu, dar ei sunt... Nu știu, ei sunt trupa care... Eu, în privința muzicii, cred că sunt de acord. Eu dacă să-mi pun doar muzică să o ascult... Da. Nu știu cât să rezist. Doar că ei mizează pe tot blocul de vizual și de muzică împreună. Și asta intră cu totul, cu alt impact. Da. Pentru că mie foarte mult îmi plac sensurile lor.
eu anume vocalul mai puțin, dar cum la dâns și făcut sound engineering-ul în piesă și cât de fresh asta sună comparativ cu altceva. Adică, spre exemplu, mie foarte mult îmi place Nine Inch Nails. Nu știu cum, sensurile lor, mie mi-amintesc, in the best case, Nine Inch Nails, știi? În alt format. Dar după calitate și după inovativitate, păi e cam așa. Da, dar și în același timp și split istorie. E că cumva iau toate calitățile astea. Multe sunt split istorie. Da, da, și split istorie și... Strani, paradoxal. Pe loc par extrem de aroganți și pseudo-intelectuali, adică mai este și momentul ăsta, apropo. E drept, în podcasturi ei par pseudo-intelectuali. Dar din altă parte, solistul lor, nu știu cum îl cheamă, nu contează, în sens că el, apropo, este deștept și inteligent și... Da, dar și e arogant. Tot și treaba lui bun, mai departe. Dumnezeu cu dânsul! Eu aici am pus... Bitva vine la Chișinău! Ați vă duci la Bitva sau nu? Numai dacă Cosmos am buznar pentru deschidere. În deschiderea cui? La ușă! La deschiderea ușii, da? Să mai rămort când ieși! Să lăsc pampara! Ești o problemă, adică. Hai dacă am trecut de la categorie la categorie. Da. Ca să discutăm despre video games, care noi mai puțin discutăm. Băi, davai. Te rog, omul ăsta lucrează din greu la teatru. Aha. Adică poate, nu știu, poate hai să întrebăm, ai văzut vreun spectacol ceva? Când faci piesă God of War, mă? Știi ceva despre video games? Știi și asta vreodată. Video asta, chestii vizuale? Da. Asta ai ținut vreun joystick în mână vreodată? Și să... Dista, joystick, adică... O manetă! Bățul pășere, blăși! Ce? Cum? Pult pentru două mâini! Stai... Ești ca prea Tetris la televizor! Nu mai e! Eu am jucat chiar și FIFA, adică vă dați unde? Un ograd cu pațoane, dacă vă dați și mai probabil. Avem FIFA acasă. Nu, bine, nu mă prinde, pur și simplu, nu știu. Dar care e un joc care tu te-ai jucat? FIFA? Nu, pentru că eu am fost un joc adevărat. Am avut tentativ din cu Kratos, cum se numește? God of War? Da. Ai avut tentativ cu Kratos? Dacă la noi tot mai era pe listă God of War. Da, eu am fost într-o relație cu Kratos. Ok. Dar badminton, te joci? Îți place tenisul, tenis de masă, mă, care în sens că... Biliard. Da. Monopoly, ești ca vreodată. Monopoly, ești ca vreodată. Da. Ei, hai, bullying-ul termineam. Bun. Dacă nu vreți asta, propune da, temă. Nu, dar ce uite stai, și el nu este God of War. Da, în care God of War te-ai jucat? Da, nici nu ți-mi minte. Nu, cum el arată acolo? El era cu greci sau era cu vikingi? Era foarte pixelat. Cu greci era, da? Era destul de pixelat, da. Avea barbă. Că e primul, cred că, aproape. Dar poate la telefon s-a jucat, știi că era și... Era vreo 10 ani urmă, cred. 10-8. Uite, el când... La PlayStation? Da. 2-3? 2-2. Și cum, ți-a plăcut ceva, măcar? Să nu înțeles nic. Dar, nu știu, pentru mine asta nu e tare mare plăcere. Am înțeles. Da. Auzi, dă-mi fix. Diagnoz. Am înțeles. Doi, nizdam. Joric, Joric, tu azi. Nu, nu, nu. Tu azi, tu azi. Tu trebuie să-i scrii prescripții, știi, ca la medic. Fădu-te acasă, trei ori pe zi, Kratos. O lingură de sare, un chex. Adică... Sodă de mâncare. Sodă de mâncare. Speli nasul regular. Regular sau regular? Băi, nu contează, nu contează. Pătătul, pătătul. Triangular. Triangular. Important că ați înțeles despre ce merge vorba. Bun. Dar ce, a fost destul de mare? Da, eu am auzit că este așa o trupă, Cosmos în buzunar. De și gândi. Ei, nu știu, de prin... Da, de prin drochie, nu știu. De ce, Vosile, în drochie se dansează? Drochia tot, apropo. Drochia dansează. Băi. Vedea să trupa asta Cosmos în buzunar, am să gătesc un clip nou. Băi, da, băi. Ia să uită unde e. O scos un teaser interesant. Ia că așa mai scurtea ca uite teaserul. Wow, 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 wow. Eu am uitat aproape chestia asta. Am vrut să cuprind, am vrut să cuprind teaserul. Și cum, we are LGBT free. Stai, Oleac. In this podcast. Da, mai pe scurt. Dacă noi să... Să luăm... Ultimul clip la Cosmos în buzunar. Primul. Vă
Puteți să faceți un clip din toate portretele pe care o să le... Și când stă, Pavel, clipul vostru? Ce am zis? Care e scenariul? Care e scenariul? Dar Sașa o întreabă. Lumina roșie. Ce înseamnă, Pașa? Lumina roșie... Ce emoții îți trezesc? Îți trezesc emoții foarte adânci și te fac să te simți neobișnuit și diferit de alți oameni. Uh-huh. Băi, mai pe scurt. Și ce mai departe? Băi, da. Da. Am filmat un clip vreo 5 luni cu domnul Sașa Antoniu, care stă amâie și schinuie cu noi, cu toată lunina asta și cu toate camerele astea de filmat. Mulțumesc, și, Sașa. Da. Mersi. Și cu domnul Gușan, care nu știu din ce cauze el se filmează în clipurile noastre. Am de atâtea ori, apropo. Chiar nu unica șansă. Mulțumesc, Gheorghe. Chiar dacă nu sunt grupă, trupă, Cosmos în buzunar, mulțumesc. Ca să-i îndemn și pe alții. Da. Să-și filmeze în clipul Cosmos în buzunar. Da, și o să apară un clip, videoclip, filmat, în sens că e filmat cu cameră de filmat. Nu cu telefonul. Nu cu telefonul, apropo. Nu? Am avut și cran, apropo. Nu de șeala care... Cran de care picuri apa. Nu cran de șeala, în sens că... Cran pentru cameră. Da, cran pentru cameră. Telefonul. Să speri camera. Da. Și în clipul ăsta, Gheorghe, o decis să ocupe leacă cu sportul. Și cumva el fuge, permanent fuge undeva. Și după dânsul alții fug. Și tot asta e filmat. Și tot asta e filmat tare frumos. Adică... Eu nu vreau să filmez în clipul ăsta. El fuge de la voi. Asta a fost o capcană. Tot clip fuge de sală. Da, și Sașa fuge de urmă cu camera, da? Și Sașa fuge de urmă cu camera. Și cu crana. Da, mai scurt. Și pot să zic, a fost o experiență deosebită. Poți să-mi spui când e premiera, când voi vă gândiți să fie? Băi, cum era bas și adică dacă podcastul ăsta se iasă înainte clipul, mai scurt știi, noi trebuie să spun. Mâine e premiera! Frumos! Să facem mai multe take-uri. Deci dacă voi priviți asta și materialul ăsta pentru voi nu-i nou, pe link în descriere. Apoi înseamnă că Pavel nu s-a descurcat cu editarea, cu capul să la timp. Noi trebuie să avem o versiune unde eu vă întreb, băi, cum pățai în clipul, apropo, v-a plăcut? Cum clipul? Băi, Bizerul a fost curtoi. Băi, da? Ați pauză, troc, n-a stă el. Și am întârșat și v-a întâmplat cu dansul. Și el paliția cu certeam. Deci după asta îți va întoarce tot la... Da, i-am vorbit și eu. Nu, zero e zăibis. Dacă ultimele 10 minute a fost zero. Dar mă pare el să vorbim în ultimele 10 minute. Păi, dar el când s-o stâns, apropo? Păi, asta și... Lin. Seara anul ăsta, receiver-ul s-a dus. Uite acolo, băi. Schimbă ăsta. Schimbă powerbank-ul. Și să-ți cărcați sau ce? Atintă normală, este normală. Nu duc și la bagă. Da, mai pe scurt. Mulțumit eroului serii Victor. Da, eu i-am mulțumit mai pe scurt pe tăți astăzi. Adică mai scurt clipul ăsta se azi de grabă. Sau de-am dacă vreți. Sau da, m-a ieșit, apropo, cum vouă, apropo. Da. Hai, noi facem un take, că nouă audio mi-a plăcut. Băi, v-a plăcut, e bun, așa e? Da, bun, e bun. Uitați-vă toți. Sau invers, apropo, când o să iasă, vă uitați și o să se vedeți, apropo. Da, în sens că s-a lucrat foarte mult timp, vreo 5 luni. Gheorghe a fugit numai pe unde, peste tot locul a fugit. Pe unde a fugit? Am văzut la rumbă. Apropo, pe unde și mai tare ți-a plăcut să fugi? Am făcut un review, repede. Top 5. Râu Bâc, top 5. Nu se compară cu nimic, pentru că acolo e un mâl. Da, așa, foarte... Deci, cum stai pe ala, pe care loc? Locul 1 sau locul 5? Locul 1 e Bâcul. Da, 2 care? Bâcul e locul 1. Da, 2? Pentru că măcar pe Nistru eram în barcă. Aha. Și ai fugit în barcă. Pavel spunea chiar înainte să-și ia podcastul că ai avut lecții de vâslit. Da. Am înțeles că tu vâslești foarte prost, nu? De asta, apropo, și el s-a dus, apropo, în marginea Nistrului, la 4 dimineața. El a făcut propriile lui cascadorii, ceea ce e de admirat.
Ești Tom Cruise și nu faci. Da. Take-urile de la Nistru, eu am avut dublor. Aha. Da. Adică Tom Cruise. Da, da, da. El a venit și a făcut cu vâslele. The unsung hero Vitea. Ian, zi tu, și părere tu ai despre tot движul ăsta care a fost clip? Eu cred că dacă... Tu cui mulțumești, Ian, zi? Eu? Da. Doar vouă. Dar lui Dumnezeu? Nu. Sad. Pentru că nu e sad. Nu, serios, Ian spune. Nu, ia hai, serios, două cuvinte așa. Pabratski. Și cred eu, nu, eu cred că dacă toate clipurile din Republica Moldova s-ar filma așa cum s-a filmat aista... Cu Gheorghe. Nu cu Gheorghe. Da, nu e... Hai, de ce ar fi o idee? Fiecare clip are Gheorghe. Trebuie o lege și la noi în țară, că orice clip care se numește Gheorghe. De la voi este, de la Last of Us este, de la voi în clip, de ce să nu fie? Nu-i Gheorghe, nu-i clip. Da, da, da. Absolut, nu o să arăt la Bun, hai, că asta a fost glumă. Dar dacă mai adaugi încă ceva? Eu tu băiești notițe acolo, da? Eu scriu, adică mai departe în sens că... Asta e ca și cum știu să... Gazon wagon или не в gazon wagon, da? Nu, eu aștept impact tare mare la clipul ăsta. Da, nu știu de ce. Dar îl aștept, pentru că el la cât e de cosmic, la cât e de consum de masă, în sensul bun. Și ești optimist, îmi place. Posibil, așa e? Eu spun la Gheorghe, el așa e vestit într-o zi, apropo. Posibil. Pentru optimism. Pentru că toate clipurile se vor filma... Cu Gheorghe. Da. Așa că rana e lipoznă. Make it or break it. E ca când la Ionel Strate, pare. Bă, Ionel tot unui Gheorghe trebuie. Dorin Gal. Dorin Gal, de-ați lansează muzică? Eu s-o lansat, Adam. Voi nu știți? Eu dam s-o lansat. Și serios? Da, este rapcicul, da. El cântă? Nu. De ce are un fit? Da, de Georgeta Voinovan, voi ați auzit vreodată? Da, păi are fit, fit cu Georgeta, cu Georgeta Voinovan. O... Da, dacă vreți... Puternic. El spune două fraze și e... Nu, el citește rap acolo. O... Nu, acolo e... Nu, așa e, acolo e serios. Acolo e tare. E nivel. E nivel, adică după asta ți-e rușine să faci muzică. După asta, după asta... Ți-e rușine să faci podcast? Ți-e rușine și podcast să faci muzică? Normal, no, băieți, oricum podcastul nostru are tam, câteva sute de view-uri, da, dar Dorin Galdun este titan. Nu. Da. Titan. Aista Gheorghe și mai cântă, apropo. Șmecântă? Șmecântă cu microfonul. Șmicrofon. Tu apropo cu microfon cânti sau nu? Ultimul timp cu lavalier. În scurt, Gheorghe are o trupă care se numește Delta pe obraz. Care mult s-o încurcă cu cosmos în buzunar. Nu înțeleg de șcare. La Mihai s-o microfonul. Scuze. Mulțumesc. La Gheorghe Ușa. O plecat la Ionel în strat din clip. De tot Ionel tot tare nebun. De microfon. Sau de Gheorghe. Nu. Poți să las pe masă. La Valera. El de la Valera cântă. Valera. Ți era așa cântă contactul? Planeta Moldova. Pe alt masă. Și știi să nu viașăm o școală. Da, tot mă, tot. Ce este? Contact? Deci și pe video că nu spui cu așa nu-mi sună. Aaa. Că am fost profesional. Eu am fost profesional. Știi cum o să ajungi? Этот звук купил тебе муж. Și este Mihai Saudia? Aud, mă aud, da? Înțeleg. Aiehale. A, da, da, Delta da. Pe obraz. Nu. Delta pe obraz, cosmos în buzunar, da. Delta în cosmos, tam, Delta pe obraz, pe buzunar. Pătăi tu pătăi. Obraz în buzunar. Mai scurt. Complicat. Și... Trebuie să numești Delta. Prostă Delta. Delta, dar e și cosmos. Aveți și... Aveți și Delta. Faci și featuring Delta în cosmos. Da, normal. Gândesc Delta v-a. Force. Mai scurt. Da. Bunel o zis și crede? A mă, tu povestești. Povestești cum. Povestești ce se mai întâmplă acolo, voi? Cine sunt membrii trupii? Voi amoi cât sunteți? Șantează. Voi tot pregătim o lansare. Ca înaintea voastră.
Opa. Și mă bucur că data voastră alea s-a mutat câteva zile ca să ne dați nou spațiu, să apară milioanele noastre. Și apoi, după asta, milioanele voastre. Aha, ok. Cumva luna ianuarie și despre Iori Gușan. Mai întâi pe un clip, pe un alt, da. Depinde cât de domnul Lai. Și Delta pe obraz, și Cosmos în buzunar. Da, îmi place băiatul. Gheorghe, asta e, să începe amul. De la voi, voi aveți cross milioane, da? Adică jumătate de limon, apoi așa, intri, știi? De asta ești în curbă. Jumătate de limon, știi, și altă ai cuțitul. Și că împărțim, adică, cu lămâie. Mă dau în ceai, știi, cu lămâie, adică, bine și nu mă sună. Da, e bun, am înțeles. Și voi scoateți un single de grabă, da, care se numește Fluturi, da. Și care nu, tu nu l-ai cântat niciodată în viața ta, adică e nou, da? E ceva extrem de original, înțeles. Mai scurt. Ce avem mai departe? Domn profesor, mai ești șor, dați-mi omului să vorbesc. Ce avem mai departe noi așa? Da, bun, eu glumesc. Hai, vorbește. Eu tot glumesc. Ah, deci tu nu mai ești așa, nu glumi. Nu, dar pe eu nu cânt într-o trupă. Oh, wait. Eu sunt actor. Venis la casă. Băi, hai să... Mie îmi pare că demenția mea se întoarce. Hai, băi, la casă. Mai scurt, când ne chemi la spectacolul tău, să admirăm felul cum tu joci, adică... 2 februarie. 2 februarie? Eu nu joc, eu trăiesc. Uh-huh. Tu ești teatru, da? Da. Nu, asta chiar vine. La ce să ne așteptăm de la spectacolul casă? La trip. Uh-huh. La trip, pentru că voi sunteți în... Good trip sau bad trip? Depinde. Uh-huh. Odată la spectacol... Da. Nu sunt inclus în bilet. Nu, noi am avut doi spectatori, pe care, ok, știu, și eu fost sub LSD. Uh-huh. Acasă. La casă. Da, la spectacolul ăsta. De LSD-ul care... Baniușa după colțul Vendi, da. La casă la Odeon, acolo să vinde LSD oricum. Și bilete și LSD. Da. Priceam pe aceeași hârtie, printează. Da, deci dacă puteți, veniți. Recomand. Căldură. Dar eu puține spectacole recomand. Da, okay. Și ăsta e unicul. Da, faci o invitație la drujă? Da. Ei, bă, am zis și merge. Taci, ei! Am și un drug așa, actor și... Vreau să-l susțin, băi, de-n Bun, mai e vreo noutate ceva? Mai vrei ceva să adaugi sau... Noutate? Ia îmi spune ce te frustrează, apropo, în viața asta. Și mă frustrează? Da. Locul de trai. Orașele, tu nu ești patriot? Nu. Tu ai de locul de trai apartament sau locul de trai ca țară? Capat. Capat? E cum vreau să saltea nou. Ești așa frustrat. Băi, când durcă-te și e tare. Măi, și sunt frustrat de multe chestii, dar de fluxul artistic la noi în Republica Moldova, că de ce sunt frustrat. O, ia hai, dă niște nume și ăla. Nume? Da, da. Nu e jăl tip și nu. Сможе. Îmi place extrem de mult Валера Льовский. Știți? Nu știți. Конечно, конечно. Обставил, ну зачем ещё карти плак? Ещё карнус плак. А пи им плак. Îmi place Валера Льовский. Окей. Да Валера Льовский нормальный чувак. Да? Парень нормальный. Да по номеру, да. Ну, ставиляк, ю что трекур любей вообще? Что я комментар? Ну, типа, здесь тебя братский, жизненный. Здесь при Италии, здесь при заработок. Сплаши, ну? Да. Я здесь просто говорю. Бон, он целес. Так я супер. Ну, я вам супер, и мне не плачет сослута, а дика, мне не плачет, как паря ша музыка на визору ностру, который, ну, что, дичь, аудиовизору ностру. Ну, как ты не факт, он режим фасчист. Cenzură riguroasă. Deci da. Nu există așa trash, nu? Da, în primul rând. Și în genere, pe noi trebuie de pus la dubă. Da, dar după și articole, că nu știu. Dar pridumăie? În primul rând, n-are Gheorghe în clip. Asta în primul rând. Că, ia, că... Să încep tot la asta. De la frustrările mele interioare astăzi. De asta nu îmi place alternosfera. Pentru că eu încă n-am fost în clip adânși. Da. Eu glumesc. Dar nu, tu nu glumești vreo așa. Nu, bun, am înțeles. Există un metasens aici. Dacă îi plăcea muzica lor, poveți și ară acolo. Dacă el există, mi-e place muzica. În sens că noi trebuie să-l analizăm, să întrebăm în esența lui. Ei, hai mai departe, dar... Da. A cu esență? Mai pe scurt, ok. Dacă hai să procedem. Și acolo mai departe.
Hai să încercăm să schimbăm tema, că da, noi am ușor să ne rămâncăm băieți și mai mare. Hai să vedem și avem mai departe. Da, următoarea temă la noi este frumosul anime Chainsaw Man. Super crută! Te-ai privit? Nu. Dar dacă îl privei, avea fix așa și reacție. Așa că e credibil. Dar în schimb avea să fie super crută, da, e crută, ceva așa. Eu pot să fac... eu nu știu să vă demonstrez abilitățile mele de actor. Nu, asta e. Eu vă conving că eu l-am văzut. Давай. Да стой, да чёр. Ну, ну, окей. Я окей. Ну, чёр вы просто звёд. Чёр вы просто звёд. Давай, давай. Корректор, I mean, давай. Да, вот. Начнём с чего? Ну, да, вы требу, вы требу с. Да, вот комбайдик. Ну, пустим по пескам, да, стередишь, фаше. Ну, я пимас. Ну, ну, пимас. Ну, и нормально, что, натурал. Да, ну, масса возился. Да, ещё пим инко дат. Да. Да, пече. Нико. Ca să începem încă o dată momentul ăsta. Da, tu până și stai. Da, da, ah, bun, am înțeles. Nu, noi tot asta filmăm. Tot asta stai, adică nu, nu, nu. Tot tăiem de la început. Nu tăiem. Nu tăiem. Prostă facem așa da. Și din momentul ăsta da. Nicu spune. Hai, 1, 2, 3 și... Deci noi avem anime-ul nou, Chainsaw Man. Gheorghe, băi, nice așa e? Nu știu, el m-a impresionat. Despre ce? Dar nu trebuie, el doar l-a văzut, cum despre ce? Povestești și tu impresionat uite la dâns, uite la dâns că l-au degradat. Eu m-am uitat deja. Așa, da, 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 da. Așa, lucru reacție. Nu, că nu scenariul m-a impresionat. Dar poate eu nu l-am văzut și îmi trebuie dâns. Nu pot să fac spoilere, nu? Da, da. Nu știu, el a avut impact vizual asupra mea și ca, nu știu, temele pe care le atinge, în principiu. Tu chiar ești la teatru? Eu trăiesc. Eu trăiesc. Ok, bun. Da. Ai văzut? Da, eu, nu, eu, privit, serie, eu am privit prima serie. Denumirea ta îți dă răspunsul. Da, apropo. Asta e mușic care... Da. Dar tu știi, tu nu mult te-ai pierdut. Acolo, într-adevăr, este un băiat care se transformă în benzopila. Lui iese ferestrele astea din mâini, din, din cap, da, din, cap. Păi din picioare. Drujbe, băi, ferestrele. Дружба, 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 Ei, Ian mai puțin involved, nu? Auditoriu. Lui a spus că spate zgrăiască, știi ce? Da, 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 da. Sună kiss din de acolo, da? Ce faci? На свою голову я mă dus, Valhalla. Băi, el pe Insta, câsta deschis? Bun, înțeles. Anyway, Chainsaw Man. Îmi place că Chainsaw Man e no bullshit show. Adică titlul, tu auzi titlul Chainsaw Man, om, человек бензопила, да? Și it's exactly that. Adică fix ce ai și vezi în titlu e exact așa, nu ca la Avatar. Adică, da, dar el e mult mai deep decât asta. E mult mai deep, exact. Dar în vedere că tu auzi om Chainsaw, da? Și vrei să vezi cum asta se unește într-un concept. Și asta e exact ce se livrează show-ul. E un show destul de violent, dar frumos, cu estetică, cu subiect foarte fain, cu personaje foarte bune și dezvoltate, cu umor. În același timp, și conținut dramatic, destul de bun. Acolo sunt niște conflicte interesante. Și este sexiness. Și este personajul fain și interacțiuni interesante între personaje. Personajele toate sunt autentice. Nu sunt niciunul, nu-i șablon, niciunul. Plot twister bune. Plot twist-uri bune. Muzica super bună. Muzica apropo, e super faină. Fiecare ending e original. Da. Vrezi, mai aproape să arată și în general, când... Chainsaw Man, în general, a fost super popular. El a fost unul din cele mai populare show-uri din sezonul ăsta. El, în primul rând, a fost foarte anticipat. Lumea l-a aștepta mult, după care el a livrat. Și mie îmi place foarte mult că piața muzicală japoneză e, practic se promovează cu ajutorul la manga și anime. Cât de straniu n-ar fi. Mm. Ies un show și că în cazul ăsta producătorii au luat decizia foarte faină ca să promoveze 12 trupe la sfârșit de fiecare episod. E o trupă diferită cu un cântic. Cum spre exemplu, serialele au opening, astea au ending, știi? Și ending-urile toate sunt diferite. Da. Și range-ul e turbat, adică poate fi de la metal. Pop music până la death metal, știi?
Și e foarte nice făcut, spre exemplu, ending-urile sunt originale și sunt ca un fel de clipuri animate. Da. Unele sunt stil VHS, foarte trippy and nice, altele sunt făcute foarte brutal, gen, cum se imagina, I don't know, chiar ca o animație la Cosmosul Buzunar, cred de grabă să apară. Da, Cosmosul Buzunar mai are clipuri care trebuie să apară. În orice caz. Apropo, între asta nu este Gheorghe. Da, e ca în anime nu este Gheorghe. Gheorghe, noi trebuie să te lansăm la Tokyo. Da. A fost Maya Sandu la Tokyo, dar nu te luat cu tine. Cu dansa. Eu nu mă înțeleg cu dansa. Nu? Mm-mm. Îmi pare rău. Ok. Asta o să rămână mister. Da. În orice caz, dacă ceva, noi o să lăsăm e-mailul mai jos la Gheorghe și scrieți pe e-mail întrebările voastre. Da. Dar tu ai numărul telefonului Maya Sandu? Da, sigur. Putem să-l arătăm undeva jos. Asta mai galasavale. Un battle de organizat. Și-l Igor Dodon tot l-am. De fapt, Igor Dodon mi-a ridicat trupa la așa nivel. Delta pe obraz? Primul milion de datorită lui l-a luat. El și-a lipit o delta și trebuie să chei. Ce-i asta? Eu cred că mult mai prikolina vesii dacă Eduard Mășucă și-a lipit o delta. În orice caz, Chainsaw Man is a great anime, give it a shot. Păcat că e destul de scurt, numai cât o treime din manga ai făcut. Băi, dar noi, apropo, cât grăim, măi, Adrian, cât... După cam vreau, deja o oră și 10 minute. A, o oră și 10 minute, serios? Șapță? Mi se pare că dăm că stăm vreo 2 ore. Da, noi ne presupun că mai facem un content pe vreo 15-20 minute și... Da. Da. Acolo să trebuiască că mai tăiat. Da. Și multe anime-uri bune o să iasă în următoarea perioadă. Dar tu ai privit anime vreodată? Nu, am încercat ceva din Miyazaki, dar... De Miyazaki anime, știi cum asta e așa. Dar ce ai încercat, măcar ceva? Sailor Moon. Să nu știu la Avengers, spui că tu ești la cinematografie serios. Sailor Moon, te uitai? Nu, ceva așa, adică... Pokémon, te-ai uitat măcar vreodată? Pokémon? Da, cred că da. Apoi și te-ai uitat la... Da, asta și care Pokémon tău preferat, măcar să știu? O chestie în care stai în fața televizorului. Care Pokémon tău preferat? Pikachu, știi? Nu, no, stai. Pikachu nu-ți permite. Nu? Ce rămân de-ar poate? Ce rămân? Dar Bulbazar, nu-ți place să... Măi, nu suntem anime-urilor. Dar care Pokémon îți place? Ce fac? Astea erau chestii care eu le vedeam doar la televizor și eu cred că nici nu știam la ce mă uit, că mai târziu să aflu și asta. Cred că așa se întâmplă. Am înțeles mai scurt. Da. Dar și ce-ți mai place în afară de lobster? Este ceva. Ia nu mai zic, stai, leac, noi ne-am oprit atunci la... Noi l-am întrebat. Să știi că în situația asta vezi o domnșoară care îți place, eu într-un tricou Slipknot și tot acolo. Zi 5 piese la Slipknot și e tăca people equal shit și gata, știi? Sau zero. Da, deci, cum vezi că lui mi-i plac și alte filme? Da, filme animate, te uitam. Vrei să crezi că lui mi-i plac alte da, filme. Da, mulți te uiți, apropo, vreodată? Sau nu prea. Dacă nu era copil, nu te uiteai la desene animate? Da. La ce? Nu, păgădii, privit? Tom and Jerry, apropo. Tom and Jerry. Bullying. Bullying, Gheorghe. Rose. Rose cultural. Trebuie să și bă, balanță în comunicare. Nu, dar din start am spus că are ochi frumoși. Am trebuie de întrebat. Uite, la Tom and Jerry, te-ai uitat? Tu ai ochi animeșnui, dar la anime nu te-ai zis. Pare rău. Așa. Deci știu. Stai. Asta e. Eu să iau moment și să-l întind pe vreo 5 minute. Să-l pui pe loop. Și ce mai avem discuții? Давай despre Tom Cruise, poate cum mai grămă dat. Nu, în orice caz, în ultimele noutăți, păi noi am aflat că dacă tot continuăm o lecție cu tema cu anime-ul, unul din cele mai populare anime-uri ultimelor ani e Attack on Titan. Destul de solid, mie îmi place. El are deja 10 ani, de când a fost lansat. Auci. Și în sfârșit... 2013. Da. Știi că se iasă sezonul nou, apropo? Da, sigur. Și atât sezonul nou o să fie împărțit în două părți. Ultimul sezon.
Nu, no, eu făcut așa, lansarea primul sezon. Care seria ta preferată? A patra din a doilea sezon. Aha. Da, păi ea, că a doilea sezon, apropo, pe care a patra serie, care Gheorghe îi place. Da. Și îți pasă mai departe. No, ideea care e că toți fanii sunt foarte frustrat. Până a patra el joacă, știi? Da, îți filmează. Îmi fugi din Titan. Voi secund. El atacă pe Titan. Da, da. Da. Fanii sunt super frustrați pentru că eu am făcut așa, sezon 1, normal, în sezon, ca la orice show, după care sezon 2, partea 1, după care sezon 2, partea 2. Și după asta au zis, urmează ultimul sezon, sezonul 3. Și au zis, sezonul 3, partea 1. Și după asta au zis, urmează to be continued. Nu, nu, urmează, urmează epilogul, partea 2. Da, partea 2. Și acasă că la epilog el nu se termină, dar da. Să mai fie încă partea epilogul, 3. Epilogul. Da. Și azi au anunțat că partea 3 de anul este, o să fie împărțit încă în două. Da, și o să fie partea 3, partea 1 și partea 3, partea 2. Nu, pur și simplu costurile animației cresc, da. Ei încearcă fac mai calitativ și mai calitativ ca tare. Se bagă cât mai multe efecte. În același timp, că de exemplu am postat pe Akiba că vește se întinde sezonul, ultima parte, pe un an încă și toți fanii, adică cineva acolo a comentat că băi, dar psărașii animatori ăștia doar roghesc acolo. Efectiv, fiecare animator el, practic, pe și recunoscut că el are dureri de spate și de mână, el îi desenează așa de mult până când demo doctorul le zice băi, tu dacă mai desenezi o linie, tu o să trebuie să tăie mâna. Dacă apare sindromul ăsta de tunel carpal. Da, da, da. Și mulți, mulți animatori renumiți, Hunter x Hunter-ul și ăștia, ei intră în hiatus și ești un fel de pauză nelimitată. Și doctorul le zice, băi, tu dacă mai desenezi o linie, tu n-ai să mai poți folosi mâna ta. Unde știi un cacioc, podcădești la un blondă, știi, un an nu mai desenează și după asta fanii zic, băi, hai, mai desenează, că acolo ne vrem să vedem continuare. Și ies din retirement și mai desenează acolo o jumătate de comics și după asta iar la doctor sunt. Gheorghe, tu vrei să te duci, domnul, apropo? Da. Adică... Pare intimidat. Te informații nouă despre anime. Normal. După asta e despre artă. Nu, asta e prostă informație, pentru că nu știu nimic. Pe scurt, am gândit despre anime. Cred că... Nu e nici o produsă informativă, apropo. Să în caz că noi nu o să avem momentul să-și spunem că tu ai vrut să da, 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 no, noi stăiem asta și spunem la început. Păi da, hai. De să-și văd și știți despre anime. Uuu, dar asta e tema mea preferată. Nu, dar eu nu spun nică. Da. Eu vreau să văd cum știți. Evident, eu privit, tu dai întrebări și nu răspundem. Adică eu nu pot să... He caught them all. Hai să începem cu Pokémon. Da. Care, care e Pokémon tău preferat? Nu, serios, apropo. Pikachu. Это ваш финальный ответ. Бэй, да мил тот, апропо. Шо мил тот? Серьез? Пика-пика. Шо де банал? Ты цещин сплаши, рачу, суши. Я не сплаши. Да, еще не трансформа Пикачу. Тун башен зазбей. Трансформа какая-то хуйня. Трансформа какая-то хуйня. Я лично бы распустил. Встречим на тему настра. Да. Любит литература? Ой, ка ела пропо читаешь ты мультикарты, сам залез. Бон, окей. Ultima speranță. Ultima creangă înainte să cadă. Eu cred că am ușa să-ți dau întrebarea aceea. De unde a apărut denumirea Delta pe obraz? O. Eu știu că nimeni niciodată nu te-a întrebat, apropo. Dar vreau să te cunosc mai bine. Am necesitatea să te înțeleg, apropo, să înțeleg eu liric. Obraz vine de la Bulbazav. Și Delta de la Pikachu. O. Înțeles. Bun. Etimologia e clară. Și temă tu ai propus mai departe. Să-i trebuie să revin. După așa reveal-uri șocante. Nu, noi am și... Banii au așteptat. Dar pe cum? Gheorghe le-a livrat. Așteptam milioanele de view-uri ca să transleze. Ei prost, nu puteau să numească Bulbazaur Pikachu, că era drept de autor. Așa numit Gheorghe Leobrazul.
Дельтазавр. Anyway, литература. Project Hail Mary. Да. Eu m-am uitat prin un fel de IMDb pentru cărți. Asta e Goodreads. Și acolo, de obicei, în fiecare an fac un clasament de cel mai accesat, cel mai citit titlu și era Project Hail Mary. Hail Mary e scris de Andy Weir. Care e The Martian. Care a scris The Martian, cu, care a devenit filmul cu Matt Damon. Ai citit? Ai privit? Eu am privit filmul. Tu ai privit filmul ăsta? Ăsta... Băi, pișnii să-i invit data viitoare. Băi, davai încă două podcasturi cu mine. Dar vă dau eu temele, tipă, prea chestii despre care vă pișe, nu... Davai. Davai despre Adrian. Hai despre răbalcă să vorbim. Da, mai scurt. Martian a devenit renumit, atât că tipul ăsta, Andy Weir, el a început să scrie pe blogul lui... Își imagina cum ar fi un om să nimerească pe planeta Marte din greșeală. Și acolo scrie că a căzut racheta, el a rămas acolo, cum se numește, naufragiat într-un fel, n-avea cum să se întoarcă înapoi pământ și el acolo încearcă să supraviețuiască. Și el a făcut un blog din asta. Blogul ăsta era destul de bine documentat, pentru că el acolo spune despre sol, despre atmosferă, despre oxigen. Bunica, e gata. Am înțeles? Asta e instrucțiune despre how to use your... Da, Mihai, mulțumesc. Nu, dar care e concluzia? Până la urmă, adică, în sens că să citim cartea asta sau nu, sau să reprivim posibil filmul cu Matt Damon. Deci tu vorbești despre Martian, nu? Da. Da, Project Hail Mary. Project Hail Mary e de la același autor. Și o carte despre tot un cosmonaut care are amnezie. Așa. Ca Gheorghe, așa. Ca Gheorghe este un cosmonaut. Și el a uitat că el e cosmonaut. Știi, el e Delta. Cosmonaut se știe. Da. El filmează în clip. Așa că el tot e în cosmos. Eu am înțeles că tu ai scris o povestire nouă. Da. În sci-fi moldovenesc. O, tu mă gândi despre asta povestire. Da. Liber. Și am înțeles că e despre vecinile Chiz, da? Nu, asta e mai veche. Asta e mai veche. Da, vecinile. Și sci-fi moldovenesc, în general, e o serie de povestioare. Astea câte, 17 ori? 19. Uf. O antologie în limba română cu elemente de science fiction. Fel de Matrix moldovenesc. Nu, asta e una din variații. Dar ultimul articol e despre, nu știu de ce așa mi-a venit o idee, să ne imaginăm o femeie bătrână de la țară care are 3 găini și ea dimineața le taie, le penește și duce cu aceste 3 găini la rutieră și curtiera se duce în oraș și le pune la vânzare. Pentru că noi, eu citesc un articol că Ion Ceban se lupta cu vânzătorii ăștia ambulanți și eu vreau să ne imaginez cum ar fi că povestea unei bătrâne care vine la piață cu 3 găini. Și am împărțit istoria în un fel de introducere, cum ea ajunge la piață, după care găina întâi. Și care e cumpărătorul care ajunge să cumpere găina întâi? După care găina a doua. Și care e cumpărătorul care cumpără găina a doua? Găina a trei, un fel de capitol 3. Cine cumpără ultima găină și femeia zice acasă. Și asta este ultimul articol de sci-fi. Dar stai, dar și sci-fi în asta, apropo? Nu, eu am scris cu... Sunt metafizică narrativă. Nu, el are elemente de sci-fi în felul cum este povestit. Pe oameni unde găsesc asta? Nu, unde găsesc oamenii asta? Nu, în sens de să citească. Oamenii pe blog. Ok. Spune-le cum le găsesc. Medium.com Sci-fi moldovenesc. Da, dar unică poveste am dat trecut, că am scris o istorioară, care așa e una din cele mai citite ale mele. Ea se începe ca un fel de horror story. Un cuplu tânăr căsătorit sau proaspăt căsătorit se mută la dânceni la casă și ei au moștenit casa asta de la unul de lor care ei nu prea comunicau cu dânsul, ei se duc la Andes, mănânc cu pizza, rancio și sărbătoresc, iau cheile de la notar și se duc la dânceni, încep să facă renovare și observă că casa de alături e abandonată și nimeni nu trăiește întrânsă. Iau un cănișor micuț, la un moment dat cănișorul cel micuț dispare
Îl caută, nu-l găsesc, noaptea soția se trezește la ora 3 noapte că aude lătrat de câine. Ies scoală cu lanterna, se duce la casa vecină care e bântuită și caută cănișorul. Și la un moment dat cănișorul îl găsește ca într-o cameruță, el linge ceva de pe jos. Și îi dau cu lanterna și acolo niște ochi, o băltoacă din care câinele linge și cu niște ochi care se uită la dânsul. Și îi sperie că un fel de fantom, că un fel de monstru. Și după asta ei vând casa de la dânceni și se spun în anunț pe 3 din nou că noi căutăm o casă de dorit să aibă vecini solizi. Este clip? Da. Vrei să te filmezi în trans? Eu, tu ești primul. Tu poți să joci și vecinul lichid. Da. Eu joc băltoacă. Băltoacă, Gheorghe. Casa de la dânceni. Tot și casa. Opa. Opa, casa plăsuită. Pavarot. Bun. În concluzie. Concluzie, da. Gheorghe face concluzie. Da, la montaj, să luați cadruri de pe cameră și sunt doar în așa. Priviți anima. Dar stai și noi, dăm primul sau și? Da, cred că da. Și vrei să duci acasă? Da. Nu, eu cam trebuie să mă duc. Cu voi ne-ați spus că la 8, dar eu... Dar și vrei să faci, apropo, vrei să duci cursul? Eu trebuie să la magazin ai fost în zonă de mixat și de masterizat, că știu să... Dar la magazin ai fost? Nu. Ok. Cum așa? Scăpat magazin? Răvă nu era. N-ai pierdut de magazin. Nu era, vă sunt făcut domașnii. Bun. Pe această notă. Am mai filmat încă un podcast, вообще nici nu vine credit că noi asta am filmat. Serios. Pentru și tăta asta, noi nu știm, dar... Și probabil niciodată nu o să știm. Da. Mihai, eu îmi spune o morală, șpiurmă, sau nu? Poate nu, vă înțelegeți să împreună zici ceva. Da, să vă întreb eu, voi pentru și de fapt faceți asta? Care e scopul? Da, de ce nu? Nu. Că putem. Ok. Noi ideea e că să facem un fel de digest cultural. Da, nu stai, nu stai, Leac, hai altfel. Ce-ai învățat tu azi nouă, apropo? Azi? Ce-a fost pentru tine? Trebuie să privesc anime? Da, asta da. E prima. Să mă joc în God of War? Da. Ok. Să citesc povestirile lui Mihai? Da, corect. Să... Răsăriță. Cum? Răsăriță. Și să nu mai filmez la Cosmos în buzunar în clipuri. De ce nu? Fără bani. Fără bani. Da. Uitați-vă. Bun, pe... Eu sper că sunt okay. 4 concluzii solide. Sunt foarte solide. Și a cincea... E lichidă. Când veniți la podcaster, întrebați pe oameni despre ce ați vorbiți. Înseamnă că am luat în considerație. Îți imaginezi, Gheorghe, vezi uite la tot Chainsaw Man. Vezi să uite la prahăjdenie, la God of War pe YouTube, da, da, știi? Da, 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 pe acasă. Vezi să fac notiți. Și vezi informat, da. Vezi să vină cu întrebări. Trebuie să fie, iarăși sunt actor, știi? Vezi să fie autentic. Noi, ca tare, trebuie să-l mai chemăm pe Gheorghe. De atât că Gheorghe, asta e... Gheorghe, asta e audiența noastră, care el nu știe... E că are 2-3 ore pe zi libere, spre spunem. Eu nu cred că Gheorghe le are, dar poate audiența noastră le are. Și atunci ei zic, cu ce să ne ocup eu orele astea? Ca să mă duc la concert la B2, ca să ascult track-ul la Cosmos în buzunar. Nu o să cheltui orele și le audinăm la Avatar. Da, de exemplu, nu o să cumpere bilet la Avatar și așa ar fi. Deci zi, ascultăm podcastul ăsta, de-am mai câștigat 200 de lei. Da. Da, dacă și cheltui 500 dacă te duci la B2. Da, biletul la B2 de-a mai cu 200 lei mai ieftin. Podcastul nostru e reducere 30% la concert. Da, nu vă duci la Avatar, ce-ți vă la B2? Bun, nu, întrebarea de fapt era, dacă voi, ca voi ați văzut rezultatul la primul podcast, voi ați obținut... El nu are niciun rezultat aproape. Nu, știți că oricum voi v-ați propus ceva, nu? Noi am decis să mai filmăm o dată. Și după asta să mai filmăm încă o dată. Și după asta să mai filmăm încă o dată. Și am decis să ne propunem. No, da. Noi avem relativ ok viewership pentru primul podcast. Cât sunt? Vreo 200 sunt? Nu, sunt chiar vreo aproape 500. Oh. Și comentarii sunt?
Pare că era unul. Comentarii. Eu cred că... De ce se numește paracultură? Oamenii doar nu pot. They're illiterate, știi, nu știu. Cum vrea nu comentați pe blea și sunet. Sasha, a scris video să ce ați scris. Moșna. Pe blea și lumini bune. Cine v-a făcut luminile? Și posibil cineva din De Norm a scris un coment. Nu, nu, De Norm atunci e... No. Marcel a scris. Da, dar noi le-am făcut reclame. Le-am făcut reclame destul vizuală. Audio-vizuală, da. Audio-vizuală. Măcar o inimioară ar fi putut să spun acum. Dar cineva și-a pus o inimioară, mi se pare. Că asta și este comentariu. Trebuie de văzut cine a pus. Simplu, așa era de interesant că nici nu am vrut să scriu, nici comentariu nu am vrut să știu. Bun, ok. Am înțeles. Am înțeles că este podcastul Fără Cultură. E podcastul numărul 2. Și vă așteptăm la podcastul numărul 3. Vă așteptăm la podcastul numărul 3, pe urmă la podcastul numărul 4. V-ați gândit la următorul invitat? Încă nu. Dar posibil vii iar. Dar ce vrei să băi, te pui în shortlist? Vreau să mai vin la voi. Liber. Sigur? Da. Bun. Eu să iau asta în considerație și... Să discutăm cu echipa. Să discutăm cu echipa. Da. Și dacă acumulați destule puncte, păi noi o să revenim la dumneavoastră. Eu să revin cu un sunet. Să cu un e-mail. Să cu un e-mail. Adică da. Unfortunately. Bun, băi. Cartea de vizită. No, unfortunately, you have been selected to participate in the next podcast. Ce? Nu, tipa, după asta o să registrez 5 secunde. Adică? Sunt cu liniște. Tăc n-ai terminat. Vă trebuie să vă așezați. Dar noi și suntem așa zis. E-mail o să-i... Hai încă o dată, dar o, Gheorghe, mulțumesc încă o dată, doar hu! Pavele! Și concluzia noastră că trebuie să mergem la teatru, la piesă, da, apropo, casă. Da. Adică tu știi mai la casă, de pe 2 februarie. Da. Am și-ți spun cât e, 6 bilete. 1, 2, 3, de la voi serie, 900 lei. Bun. Cred că eu am plan. Mă duc la 2 mai. Sens. Să mă duc eu acasă la mine. Păi să nu duci la matară, tu duci la piesă. Auzi, dacă am rips, păi du-te. Eu am filmat, pot să vă transmit. Pe Telegram. Duc-te pe aș 4. Bun. 7 bilete, da. Ah, da. Eu și-am uitat că e... 1500? Tu ai de rău. Păi 6 au fost 2 ori. Păi, de fapt, Adrian poate pur și simplu să vă-l povestească. Da, da. Și gata. Să-l joc. Știi cum? Ok, bun. Înțeles. Ok, jos. O glumit mai pe scurt, băiat. Ce, am acoperit? Da. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Avem 3 camere de la compania Sony. Fiecare de voi poate să leagă câte o cameră și... Un băieț, asta a fost. Și el ca bă, stai și ești 100 de grame, prin când să-l năjurești. Băi, tu n-ai dreptate, eu n-am consumat azi alcool. Nu, el a trecut așa pe lângă tine. Bun. Davai. Stați, dă să ne aplaudăm la urmă. Da. Nu ne aplaudează nimeni în comentarii. Dacă nu ne aplaudăm, noi cine să ne aplaudăm? Da, cine să ne aplaudă, apropo. Dar poate și voi aplaudați dacă tot sunteți aici. Hai! Hai încă o dată. Bun. Producer, Sasha Antoniu. Regisor, Sasha Antoniu. Zvuc, Adrian. Svetătieni. Vralea. Nico Коваленко. Павел Алар. Георгий, Михай и другие. Другие. Доктор Пеппер. Сарам-там-там-там. Ну, пусть весело, Лик. Класс, Астермен, подкаст.